Salutare prieteni! Bine ați venit pe canalul de YouTube Cezar Outdoors. Suntem la cursul de supraviețuire susținut de Relunica și organizat de Self-Reliance România. Sunt 3 zile în care Relu predă cursanților tehnici de supraviețuire în natură. Se acoperă principalele elemente ale supraviețuirii în natură: apa, hidratare și filtrarea apei, focul, tipuri de foc, adăposturi, tipuri de adăposturi, cum să le construiești, noduri, cum să călătorești, cum să te deplasești și cum să te orientezi în zonele sălbatice, în pădure sau în alte zone. Vă invit să vedeți în continuare ce s-a întâmplat la acest curs și o să găsiți în descrierea de mai jos link-uri către următoarele evenimente pe care le organizăm. Acesta este primul modul de supraviețuire. Există și modul 2 și modul 3 pe care le vom organiza în perioada următoare. Detalii mai jos, în descriere. Vă mulțumesc și nu uitați să mă urmăriți în continuare pe canalul de YouTube Cezar Outdoors. De altfel, mulțumesc și partenerilor noștri: Olight România, Mora, Kniv România, iHammock, X-Storm și Trange. Toate bune, prieteni! Care vom învăța să privim, să respirăm și să pășim. Avem panta asta. Hai să o începem așa, cu pășit. În momentul în care mergem, ce trebuie să sincronizăm? Tehnica de a supraviețui trebuie să devină, nu știu, parte din viața noastră. Voi avea precizia tăieturii, va fi foarte mare. Pot să fac asta, să crez chiar și momente. Stau mai mult, crez mai mult, dar este posibil. Da? Deci deschide. Ce înseamnă? Zona este frecventată, că este potecă de urs, deci nu o să facă adăpostul acolo, decât dacă vreau musai și neapărat să facă miuță cu el. N-ai decât ăștia la tine? Mihai, ce-ți dau? Pam, pam. Avem un S10E Baton 3 de la Olight.
IPX8 la 2 metri, bate la 118 metri, 600 de lumeni, nu bine. Hai zi-mi cine e câștigătorul, Nectaria, vino aici să extragi un câștigător, hai. L-am amestecat-o bine? Nu te uita, nu te uita, nu te uita, uite așa în sus, așa în sus și bagă mâna acolo și extrage un bilet. Așa, acum citește, opa. Mona! Nu avem pantalon, dar o să vă arăt ce pantalon rupt. Ce ziceai că nu câștigi la tombolă? Uite, am greșit. Mulțumesc! Mona, așa, Mona a câștigat. Mai departe, vino aici Nectaria. Acum avem un hamac. Un hamac pom-pom. Uite-te în sus, uite-te în sus, uite-te în sus. Așa, 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 așa. Ia să vedem acum. Cine a câștigat un hamac pom-pom? De la Hai Hamac. Ușor, ușor. Zi, tare. E un nume greu. Ionuț. Ionuț a câștigat un hamac. Bine, lasă că bani după aia, da? Ionuț, hamac. Măi, și mai avem aici o lanternă mică, un I3E de la Olight, da? Și propun să o dăm Nectarie, că e ziua ei. Da? Da, da. Uite Nectarie, la mulți ani. La mulți ani. Cam asta a fost combo, da? Să vă bucurați de cadouri. Și am făcut bine, am făcut în București, tatăl meu. Am zis locul. Spațiu de ventilație, da? Și materialul carbon. Etapele focului, da? Eu spun ce prin ce am trecut eu în Maroc. De asta se pune strat de nisip, cum mai zic. Uite ceea ce e. La capitolul efort, lucrez după o regulă luată din scufundarea în pește. Deci am vrut să stăm la cort, să ne facem focul, să ne luăm apă, să ne facem căni din lemn, da? Ce mai vrei? Scăunele, mese din lemn. Da, deci a fost super tare. Da? Super distracție, dar prea puțin. Două zile. Mi-a plăcut atmosfera, oamenii, varza la ceaun. Am învățat foarte multe, cam toate lucrurile pe care am învățat să ce creierau noi. Așa și de-abia așteptăm decembrie și modulul 2, modulul 3, modulul 4. Super. Ne vedem în curând. Ne vedem. Mulțumim. Pe stălnă. Ai fost la curs de supraviețuire. Mamă, știi cum mă simt cu lumina anul? Cum a fost la curs? Foarte fain, foarte fain. Ce ai învățat? Multe chestii. Ce o să le punem în practică cât de curând. Așa? Ai venit și cu fata ta de 9 ani, nu? Yep. I-a plăcut? Da, surprinzător. Serios, serios. Și a sărbătorit ziua aici cu noi, nu? Da, foarte, foarte frumos, foarte frumos. Și de mâine punem în practică la noua noastră casă. Super, super, bravo. Salut, Sorin! Salut, ce faci? Cesar, bine, tu ce faci? Bine, uite, la final de curs, ia spunem câteva cuvinte așa. Cum a fost la curs? Cesar a fost super. Am aflat foarte multe lucruri noi. Relu este un expert în adevăratul sens al cuvântului și mai mult decât atât, el este un teacher, adică practic nu numai că știe ce are de făcut, ci știe și cum să transmite celor care apelează la cursurile lui. Adică vreau să spun că modul în care predă informație foarte structurat, foarte cald, foarte cu funny, cu povești, cu chestii. Deci m-am râs weekend ăsta și am învățat așa de multe lucruri încât acum trebuie să mă duc acasă și să le scriu toate pe o hârtie, trebuie să le exersez, cum ne-a zis, și abia aștept să vină următorul camp în care vom trece la următorul nivel și vom învăța și alte multe lucruri utile aici în
The Big Wild. Da. Tu ai și un vlog pe Facebook? Cum te găsim? Da, eu am și un vlog pe Facebook. În acest moment sper să mă mut pe YouTube. Sorin Rădan este pe Facebook. Acolo. Super. Tot despre munte este. Este puțin diferit, dar tot de fapt este ca și al tău. Încearcă să ajută oamenii să fie mai pregătiți pe munte. Salut, Ștefan! Salut, Cezar! Ia spune, cum a fost la curs? Multă informație, multe chestii de practicat, e de revenit. Ai pus în practică lucruri pe care ți le-ai dorit să le pui în practică? Da, și nu am avut cadrul necesar pentru asta neapărat. Și acum că am învățat niște noțiuni de bază, cred că o să încep să le aplic mai des. Adăpost, foc, metode de filtrare a apei, cum să te descurci, cum să respiri, cum să mergi. Tu ești un om care mai este în natură și care practică bushcraft-ul și hiking-ul și unele le știai, unele chestii. Ce ți-a plăcut mai mult? Dar întotdeauna informația e bună, indiferent dacă știai sau nu. Poate vezi în alte feluri, acum cu alți ochi, din altă poziție. Făcut lucruri noi acum? Da, noduri. Noduri. În primul rând, da, și filtrul de apă pe care nu l-am făcut până acum, da. Super. Foarte tare. Te așteptăm data viitoare. Bine. E fain că găsim ecou în domeniul ăsta, pentru că în domeniul supraviețuirii, pe bune, sunt foarte puțini oameni în România care predau chestii care sunt utile. Da? Nu povestim despre alte tehnici exotice, da? Despre cum să trăim în junglă. Nu, vorbim despre cum să supraviețuim aici, la noi, în România, fără mari bătăi de cap, învățăm să folosim unealtele pe care le avem la îndemână, nu chestii deosebite. Și e fain că se găsesc oameni care să vină să învețe și vor să învețe chestii interesante. Cum să folosești corect un cuțit. Da? Ai văzut clar în toată perioada asta ce se poate face cu un cuțitaș micuț, nu cu cuțite gen Rambo, nu cu macete, nu cu chestii foarte elevate, să spunem. Da? Și sunt tare bucuros că există asemenea oameni.